Hans Christian Andersen, basme pentru copii. Hainele cele noi ale împăratului. Era pe vremuri un împărat căruia așa de mult îi plăcea să fie bine îmbrăcat și să aibă mereu haine noi, încât își dădea toți banii numai pe îmbrăcăminte. Nu se îngrija deloc de oștire, la teatru nu se ducea și nu îi plăcea să se plimbe prin pădure, decât doar ca să-și arate hainele cele noi. Avea un rând de straie pentru fiecare ceas al zilei și, așa cum se spune despre un rege că se sfătuiește cu miniștrii, despre el mereu se spunea că se îmbracă, asta fiind îndelernicirea lui de fiecare clipă. Orașul era plin de viață. Veneau o mulțime de străini și odată au venit și doi pehlivani care se dădeau drept țesători și spuneau că știu să fac o stofă frumoasă cum nu se mai afla alta. Nu numai că desenele și culorile erau frumoase, dar ei ziceau că hainele făcute din această stofă aveau și o însușire minunată. Și anume că toți cei care nu erau potriviți pentru slujba pe care o îndeplineau și toți cei care erau proști de dădeau în gropi nu puteau să le vadă. Strașnice haine, s-a gândit împăratul. Dacă mi-aș face niște haine din astea, aș putea să aflu care din slujbașii împărăției nu-s buni pentru slujbele pe care le au și aș putea ca să știu care dintre supușii mei sunt proști și care sunt deștepți. Numai decât trebuie să-mi fac asemenea haine. Și le-a dat pe grivanilor o mulțime de parale ca să înceapă să lucreze. Cei doi excroci au înșghebat două războaie de țesut, s-au așezat și s-au prefăcut că țes, dar nu țeseau nimic. Cereau mătasea cea mai subțire și fire din aurul cel mai bun, dar băgau mătasea și aurul în buzunar și lucrau la stativele goale până noaptea târziu. Oare unde or fi ajuns cu lucrul? S-a gândit împăratul după ce a trecut o bucată de vreme. Dar era cam cu inima strânsă când se gândea că toți cei care sunt proști sau nu-s pricepuți în slujba lor nu pot vedea stofa. În ce-l privea pe el, n-avea nicio teamă. Totuși voia mai întâi să trimită pe altul să vadă cum stau lucrurile. Toți în oraș aflaseră ce putere ciudată avea stofa și fiecare era curios să știe cât de nepotrivit în slujbă sau cât de prost e vecinul. Am să-l trimit pe sfetnicul meu cel bătrân. E om cinstit și de încredere. El poate mai bine decât oricine să judece stofa, fiindcă e înțelept și nimeni nu îndeplinește slujba mai bine și cu mai multă pricepere decât el. Sfetnicul cel bătrân s-a dus în odaia unde cei doi pehlivani lucrau la războaiele goale. Doamne ferește, ce-o mai fi și asta? S-a gândit sfetnicul și a deschis ochii mari. Nu văd nimic! Dar n-a spus că nu vede. Pehlivanii l-au rugat să vină mai aproape și l-au întrebat dacă îi place culoarea și desenul stofei. Și tot îi arătau stativele, care însă erau goale. Bietul sfetnic holba ochii, dar de văzut nu vedea nimic, fiindcă nu era nimic de văzut. Ui fi prost, s-a gândit el. N-aș fi crezut oricum. Asta nu trebuie să o afle nimeni. Nu-i fi bun pentru slujba pe care o fac? Nu. Nu-i bine să spun că nu văd stofa. Hei? Ce spuneți? A întrebat un țesător. Foarte frumos, a răspuns fetnicul și și-a pus ochelarii ca să vadă mai bine. Niște culori minunate! Am să spun împăratului că îmi place foarte mult. Ne pare bine! Au zis țesătorii și au început să spună ce culori sunt și ce fel de desen are stofa. Sfetnicul cel bătrân asculta cu luarea minte ca să spună și el împăratului tot așa și chiar i-a și spus. Pehlivanii au cerut și mai mulți bani și mai multă mătase și fir de aur și mai mult decât până acum. Dar le băgau pe toate în buzunarele lor. În războaie nu era niciun capăt de ață, dar ei lucrau ca și cum până acum la stativele goale. Peste câtva timp, împăratul a trimis un alt sfetnic, tot la fel de vrednic, să vadă unde au ajuns cu țesutul și dacă mai este mult, pune gata stofa. Dar și lui s-a întâmplat ca și celuilalt. S-a uitat și iar s-a uitat, însă cum în stative nu era nimic, sigur că n-a putut să vadă nimic. Ce ziceți? Frumoasă stofă, nu? L-au întrebat cei doi pe clivan și au arătat și au spus cum și în ce fel era stofa care nu se vedea nicăieri. Prost nu sunt,
se gândea sfetnicul. Atunci înseamnă că nu-s bun pentru slujba pe care o fac. Ar fi ciudat și asta. Dar cum o fi, cum nu o fi, nu trebuie să afle nimeni. Și a început și el să laude stofa pe care n-o vedea și să se minuneze de frumusețea culorilor și a desenului. E foarte frumoasă stofa, a spus el apoi împăratului. Tot orașul vorbea de stofa asta nemaipomenită. Împăratul s-a gândit să se ducă să o vadă și el cât mai era în stative. A luat cu dânsul tot oamenii unul și unul, printre care și pe sfetnicii care mai fuseseră, și s-a dus la cei doi pehlivani care lucrau din răsputeri, dar fără niciun fir de ață în războiul de țesut. Ia uitați-vă ce frumoasă e, au spus cei doi sfetnici. Ce desen, ce culori minunate! Și arătau stativele goale, fiindcă credeau că toți ceilalți vedeau stofa și numai ei nu. Ce să fie oare? Se gândea împăratul. Nu văd nimic. Cumplit lucru. Ce, o-i fi cumva prost? Nu-s bun de împărat? Da, într-adevăr, stofa e foarte frumoasă, a spus el cu glas tare. E vrednică de toată lauda. Și împăratul dădea din cap mulțumit și se uita la stativele goale. Nu voia să spună că nu vede nimic. Toți curtenii care erau cu el se uitau și ei, dar nu vedeau nici ei nimic. Spuneau însă ca și împăratul, o, ce frumos! Și toți le-au sfătuit să se îmbrace cu hainele făcute din stofa aceasta minunată la serbarea care tocmai trebuia să aibă loc peste câteva zile. Minunat, frumos, măreț! Spuneau toți și se bucureau grozav. Împăratul le-a dat celor doi pehlivani câte o decorație ca să-și o atârne la piept și titlul de maestru țesător al curții imperiale. În noaptea din ajunul serbării, cei doi pehlivani nu s-au culcat. Au aprins 17 lămpi și lumea putea să-i vadă cum lucrau de zor să-i isprăvească hainele împăratului. S-au făcut că iau stofa de la stative, s-au făcut că o taie cu foarfecele, pe urmă au cusut cu oace fără ață și după aceea au spus: hainele sunt gata! Împăratul a venit cu sfetnicii. Pehlivanii au ridicat brațele în sus, ca și cum ar fi ținut ceva în mână și au spus: poftim pantalonii, poftim haina, poftim mantia și așa mai departe. Hainele sunt ușoare ca pânza de păianj, îmi spuneau ei, și când le îmbraci, nici nu le simți, dar tocmai asta e frumusețea. Da, da, ziceau sfetnicii, dar nu vedeau nimic, pentru că nu aveau ce să vadă. Dacă maestatea voastră binevoiește să se dezbrace, au spus pehlivanii, vă putem pune hainele cele noi chiar acum, aici, în fața oglinzii. Împăratul s-a dezbrăcat și pehlivanii s-au prefăcut că îi pun hainele cele noi, care tocmai erau gata, iar împăratul se întorcea și se sucea în fața oglinzii. Ce bine-i vin! Ce frumoase sunt! Ziceau toți cei care erau de față. Ce stofă minunată! Nici nu se poate ceva mai frumos! E gata baldachinul pentru maestatea voastră, a spus marele maestru de ceremonie al curții. Sunt gata și eu, a spus împăratul și s-a mai uitat odată în oglindă, fiindcă voia să creadă lumea că își vede hainele. Curtenii, care aveau dreptul să ducă trena mantii, s-au aplecat, au întins mâinile ca și cum ar fi ridicat ceva de jos, apoi au pornit, prefăcându-se că țin ceva în mâini. Nu îndrăzneau să spună că nu văd nimic. Împăratul mergea acum sub baldachin și toți oamenii de pe străzi și de la ferestre spuneau: ce minunate haine are împăratul! Ce trenă splendidă! Ce bine-i vin! Niciunul nu voia să spună că nu vede nimic, fiindcă atunci lumea ar fi zis că nu-i priceput în slujbă sau că-i prost de dă în gropi. Nici o haină de-a împăratului nu stârnise atâta bucurie printre oameni. Împăratul e dezbrăcat! A spus deodată un copil. Asta-i vocea nevinovăției, a zis tatăl copilului și a spus în șoaptă și altora ce vorbise copilul. E dezbrăcat! A strigat tot poporul.
Împăratul a auzit și s-a părut și lui că poporul are dreptate, dar s-a gândit. Acum nu mai pot să dau înapoi. Trebuie să o țin într-una așa cum am început. Și curtenii au mers înainte și au dus trena pe care nu o vedea nimeni, fiindcă nu era nicio trenă.